Ioan Alexandru Brătescu Voinești Călătorului și-a de bine cu drumul. Prietenului meu, Ioana Rădulescu Pogoneanu. Băutura l-a prăpădit pe Pidache Cojescu. Ca altfel, unde ajungea el până acum? Să-și fi văzut el de treburi, cum se cade și să-și fi păstrat banii care i-au trecut prin mână. Că de noroc nu se poate plânge. Pe ce a pus mâna i-a mers. Dacă a ținut moșie cu arendă, când era anul mai rău, de se văitau toți vecinii, lui Pitache îi mergea de ți era mai mare dragul. Numai din tăierea pădurii de la Nuceteanca putea să câștige, să aibă până la adânci bătrânețe. Mă rog, 900 de pogoane de pădure de construcție, stejari, S-a fi luat numai pe trunchiul unui a doi poli, fără stânjenii de ars și crăcile. Dar cine era să facă chiefurile rămase de pomină, care se începeau așii și țineau cu săptămânile? Itache! În vremea asta logofeții și contabilii nu stau cu mâinile în sân. Lumea zice că unul dintre ei, de acolo, din jaful de la Nuceteanca, și-a făcut starea de azi. Ei, dar acum s-a sfârșit. Pitache s-a cumințit, s-a isprăvit cu viața de până acum, i-a pus cruce. Toate merg până la un timp. De aceea s-a jurat, împreună cu prietenul său Năiță din Culescu, că de -aici încolo intră în rândul oamenilor cuminți. Sunt zece zile de când se pândesc unul pe altul și n-au băgat în gură nicio lacrimă de băutură. Apă, că e sănătoasă și lăsată de la Dumnezeu. S-a mai jurat el și altădată și nu s-a ținut. Ei, dar acum e altceva. Toate merg până la o vreme. A dat omul cu capul de pragul de sus. Ce? E un om de aproape 50 de ani. Nevasta s-a luat de gânduri. Copiii încep să se mărească. Până când? de rândul ăsta s-a isprăvit. S-a mântuit. Cu cele câteva mii de franci ce au mai rămas, s-a hotărât să ia în arendă moșia satului Drugănești, al cărei contract expiră la toamnă. Moșie frumoasă, la care s-au pricopsit câți au ținut-o. Deputatul de la colegiul al doilea, căruia și-a dat votul și pentru care a alergat de a dat pe brânci la alegerile din urmă, ia făgăduit formal că o să facă să-i se dea lui Moșia. Și fiindcă Pitache, când spune o vorbă, e vorbă, a și început să-și puie în lucrare hotărârea. Moșia fiind la o poștă și jumătate de la oraș, și-a cumpărat un cal buiestraș, de mănâncă în nor nu altceva, și-a luat jambiere roșii de piele, o șapcă frumoasă, și pleacă chiar acum la Drugănești, împreună cu prietenul Năiță. Să vază mai bine moșia. Năiță n-are cal, dar a închiriat unul de la Tașcu, care ține birje și poștalioane. Pitache s-a sculat de la cinci și se așteaptă cu nerăbdare prietenul, care întârzie, cu toate că i-a spus de slușita seară, să vie cât de devreme, ca să nu-i puce căldura pe drum, aducându-i aminte și de vorba românului călătorului și șa de bine cu drumul. Când colo, poftim. Cinci și jumătate și el nu vine. Șase și el tot nu vine. Din când în când se duce la poartă și se uită în lungul drumului să-l vază venind. În sfârșit, aproape de șapte, năiță se ivește. Vine la trap. el zorește. Răsucindu-și șapca cu mâna, ca acarii de la drumul de fier, și strigând cât poate: Hai, nene, păcatele mele, hai odată! A fost un curcătur. Băiatul Itașcă uitase de vorba lui de aseară și înhămase la un poștalion care plecase la găiești calul închiriat de el, singurul cal care merge bine la călărie a trebuit să-l pornească cu alt cal după poștalion. Înțelegeți, explică năița, făcându-și vânt cu pălăria, până să-l ajungă, până să deshame pe unul, să pui pe alt, până să fie îndărăt. păcat, răspunse Pitache încălecând. Le apucă zăduful pe drum. Dar năița a descălecat și se zbate să găsească chinga s mai strângă nițel că s-a cam slăbit. Hai de năiță, dă mai iute, îl silește pitache. Ți-a mai spus-o de o mie de ori, călătorului și -a de bine cu drumul. Acum au pornit-o. N-ar a face calul un năiță slab, nețesălat, roz de ham în toate părțile, cu bidiviul lui Pitache, gras ca pepenele și lucios la păr, Parcă e uns cu un de lemn, precum n-are a face nici costumul lui. Șapcă nu, jambiere nu, cu costumul lui Pitache. Nici înfățișarea unuia cu acelui alt. Pe cât de gros și de voinic e Pitache, pe atât de uscat și de pipernicit e năiță. Dar merg la pas, la țăcăneală. Au ieșit din oraș și acum țiu șoseaua drept. E o dimineață frumoasă de iunie, plină de miresme de flori și de tei, de sulfină și de levănțică. La dreapta drumului, în vale, se țin lanț zăvoaile ialomiței, printre care, când și când, se vede apa sclipind în bătaia soarelui. La stânga, până la poalele dealurilor, grâne de toată frumusețea, la nuri galbene de grâu copt, cu chinare roșii de maci înfloriți, lanuri de ovăz de un verde brumăriu, lanuri de porumb de un verde închis și lucitor, iar pe dealurile care închid zarea, vii cu răzoare de viță paralele și drepte, parcă sunt trase cu condeiul, printre care se zăresc aici și colo puncte albe, muncitori la pravilă, răsună lunca de cântecele pitpalacilor și de hrăitul cârsteilor. Frumusețea firii umple de mulțumire inimile călăreților. Se vede din bunăvoința zâmbetului cu care răspund saluturilor țărâncilor, care trec spre oraș, ducând colibițe de pui și de boboși de rață, spânzurați de picioare, băsmăluțe cu ouă, Oale mari cu lapte și cu smântână, coșuri de cireșe ori donicioare de fragi. Toate bunătățile prăsite, adunate ori păstrate pentru gura orășenilor. Femeile moțe din capa bună dimineața, iar ei le răspund cu dragoste, mulțumindu-mi tale, vânzare bună. Să fie un ceas de la plecare când ajung la capul podului de peste Ialomita. Aici e răspântie de trei drumuri. Și la răspântie, drept în fața podului, e Hanul, vestitul Hana lui Manolachiu Ciolănescu. Înaintea Hanului, o polată încăpătoare, învelită cu șindrilă, pe acoperișul căreia e firmă mare cu numele proprietarului, iar între Manolache și Ciolănescu, un rotocol albastru, în care sunt zugrăvite două ciolane încrucișate. Pe o sârmă care leagă doi stâlpi stau spânzurați covrigi rumeni, iar pe alta, perechi-perechi de crnați proaspeți, acoperiți cu un tulpan, în ciuda viespilor care le dau târcoale băzând. În fereastra cârciumii, rânduri de sticle cu băuturi de toate culorile, pietrelor nestemate, niciun mușteriu. Oamenii sunt duși la muncă. Scularea de dimineață, aerul curat și călăria și soarele, care a început să dogoare, le-a deschis o poftă de mâncare și o sete, mai ales o sete grozavă. De aceea, fără vreo prealabilă înțelegere, au oprit amândoi în dreptul hanului și bat cu hriștile în stâlpii polatei fără să se uite unul la altul și strigând Hei! Stabiliment! Băiatul, care moță ea la teșghia, se tărăște alene ușa prăvăliei frecându-se la ochi. Mă! Întreabă Pitache. Ai ceva rece de băutură, un pelin cu sifon ceva. Este, răspunde băiatul, silindu-se să nu caște. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Dă-ne două pelinașe cu sifon, ori cu borvis adăugă năiță. Băiatul pleacă gale. Mișcă-te mai repede, băiete! Îl silește Pitache. Mișcă-te, băiețaș! Și nu-l slăbește deloc, strigându-i din când în când. Dă zor, mânei că suntem grăbiți. Și știi vorba românului, călătorului șa de bine cu drumul. Băiatul se întoarce, aducând pe o tavă verde două pahare de vin cu sifon. E rece. Se cunoaște după abureala paharului. Pitache bea jumătate paharul, își plăsnește limba de cerul gurii și, întorcându-se spre năiță, se uită în ochii lui, ridicând sprâncenele în semn de întrebare, adică, ce zici? Năiță, care și-a băut paharul până în fund, zice, fi strașnic, unde-l țineți, mă? întreabă Pitache pe băiat. Ti așa rece. La gheață. Dar de unde aveți gheață? Păi, n-are jupunul ghețării în curte? Ce vorbești, domnule? Se miră pitache și năiță într-un glas și tot într-un glas poruncesc. i mai adut două. Iar pitache adaugă. Dar nu fi mocăit. Umblă repede că suntem grăbiți. Al doilea pahar se bea pe suflată. Tocmai al treilea, care s-a dus acum, se bea mai pendelete, cu întrebări puse băiatului. Cum te cheamă, mă?" Chilică, de unde ești tu?" De la Priseaca." Al cui ești de la Priseaca?" A lui Itache, drăgoi." Și de mult ești aici?" De patru luni." Dar, stăpână tău, unde-i, mă?" E dus cola la niște trifoi." Pitache scoate o ruplă. O dă băiatului și îl zorește să-i aducă restul. Când se aude alături în livada cu prun, lip, 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 vine Manolache Ciolănescu pe poteca dintre prun cu papucii lipăind. El cunoaște bine atât pe Pitache cât și pe năiță și nu i-a văzut de mult. Când cu ochii de ei, nu mai poate de bucurie. Bună ziua, domnule Pitache! Uite și domnul Năiță, dar cotru. Încoa' la vale! Dar mă, Manulache, grozav pe linai, mă, băiete, să mai aduci un rând! Trei pahare! De unde l-ai? Așa că e grozav! De la frate meu, Ilie! Strașnic! Dar știi, un lucru nu-mi place mie, băiatul! nu -mi face! Aici la Han, în drum la răspânt, e trebuie un băiat iute, spirt, să umble ca sfârleaza. Unul vine, bea, pleacă repede. Vorba românului, călătorului, îi șade bine cu drumul. Când se întoarce băiatul, hangiul zice, Dar de ce nu dă scăle casnițel? Mai răsuflă și cai o leacă. Dar pitache și dnăiță găsesc are dreptate. Mai răsuflă și cai o leacă. De aceea se coboară, leagă dârlogii de cailor decât un stâlp și se așează la masă sub polată. Ei, noroc să dea Dumnezeu! Și cine te-am găsit? Noroc! Bine ați venit sănătoși! Strașnic pe lin, dar de când ți-ai făcut ghețărie? Acum un an, m-am gândit. la colea, gheața de pomană. Boi tot stau degeaba iarna, ia sunt mi eu o ghețărie. Și am făcut-o. M-a ținut o sută și mai bine de lei, dar ca am făcut un lucru bun. Și văzând că năiță se uită de câtva vreme cu stăruință la cârnații spânzurați pe sârmă, sunt proaspeți, domnule năiță. A i-am făcut pe viața mea. Mă, tilică, ia de jos o pereche de crânați. Așa e, sunt proaspeți, se vede cât de colo. Păi, să vezi ce-am pățit, explică Manulache. Am un blestema de taur, dar ar lupul un cornul lui. C o să plec cu el joi la târg să-l vânz, să mă scap de el, că nu mai buc lucruri în face. Mai de ună zi nu era să-mi omoare un copil? Ieri dimineață nu știu, orică din joacă, ori de-al dracului ce e, îmi împunge o frumusețe de purcea drept în burtă. Noroc că am fost aici. Dacă am văzut că e împunsă rău, a trebuit să o tai. Am avut ignat ieri pe negândite. Aseară, tot se ducea fratii meu la târg, i-am dat carnea să o vânze la un măcelar. Și-am oprit și eu ceva din trânsa. Mi-a prins bine ghețăria. Să puie să frigă o pereche? Pitache, după ce răspunse hotărât să puie, ia și avizul lui Năiță. Hai, ce zici, Năiță? Iar Năiță nu poate să strice gustul lui Pitache, dar recomandă băiatului cu blândețe și cu duioșie. Dar mă tilică, umblă mai repede, mă, băiețaș. Până să frigă cărnații, nu e de refuzat propunerea hangiului de a merge să le arate ghețăria. Se duc deci să vază ghețăria sistematică, învelită cu stuf de o frumusețe, apoi intră în grădina din fund. Cum în vremea asta soarele s-a ridicat sus și a început o vipie de căldură care frige nu alta, ce plăcere fără seamă în simpitache și prietenul său când ajung în grădină sub bolta de umbra unor nuci uriași. Cel din mijloc, mai cu seamă, trebuie să fie de mai bine de 200 de ani. Degeaba, nicio umbră ca umbra de nuc. E și vine de undeva un miros de sulfină și de levânțică. Ia auzi, mănăiță, și câte trei tac, Să audă cum cântă palacele, una aici aproape, chiar lângă gardul grădinii, zice de slușit, Pit Altele, mai departe, îi răspund, Pet pedec! Pet Iar altele le răspund și mai de departe, tocmai de colo, din poalele viilor, Pit pidic! Pit pidic! Pit pidic! Și încotro ziceți că mergeți dumneavoastră? la drugănești. A, va apuca zăduful pe drum. Eu, știți ce aș face în locul dumneavoastră? Aș rămâne să mănânc aici. Că tot e aproape de nimez. După prânz, vă spui eu că o să trag o sfântă de ploaie de un ceas să rupă pământul și aș pleca după ploaie pe răcoare. Praf nu, căldură nu, nu e pe tot cerul senin ca sticla, pic de norișor, nici măcar cât un bob de mei. Dar dacă spune Manolache că o să plouă... Și Pitache știe că ăștia de la țară se pricep la ale vremii lucru mare. N-a pățit-o el odată când ținea merenii, tot așa din senin ca acum. El, în loc să asculte pe unul care spunea să plece cu trăsura cu coviltiri, a plecat cu o brișcă neînvelită Și peste un ceas l-a apucat o ploaie cu piatră să-l omoare și mai multe nu. Tot așa a pățit odată și năiță. Ce zici, mă, năiță? Ce să zică năiță? Mai ales după ce hangiul le pomenește de niște pastramă bună de capră și de niște ugeri de purcică. Nu, mă, nebuni. ai oprit ugerul de la purcică? e pus la ghețărie. Ei, dă poruncă să bage cai undeva la umbră, frate Manolache. Și regulează de ale mâncării. Hangiul, om în toată firea, care știe că călătorul lui șa de bine cu drumul, pleacă zorit să dea porunci, iar Pitache îi strigă din urmă. Și până una alta trimite ne o velință ceva. Și o baterie de pe lin cu sifon. Ce masă înfricoșată! Ce pastră mă fragedă ca Dar ugerul la de purcică de se topea în gură! Dar ceapa verde! Nu se mai puteau sătura! Mănăiță, dacă mă iubești, ia de aici bucățica asta grasă! Mă pitache, să mă îngrop gustă colea! să zici că n-ai mâncat de când ești. Dar pelinul cu sifon nu la răcoară. Mm. Un singur lucru nu i-a plăcut și nu-i place lui Pitachi. Băiatul, a spus o de câteva ori și o spune și acum, cu limba împiedecată, parcă ar avea clei în gură și sughițând la răstimpuri. Mm, nu face. Scultă-mă pe mine aici hamare, mare, a va un spiert. spirt. Omul se grăbește la dum, domnule, vine, ce bea și pleacă. Are vreme de pierdut și călătorul și <tri> a de bine cu drumul. Acum soarele scapătă înapoi spre oraș. În grădina din spatele hanului, Pitache și năiță dorm duș cu fața în sus și sforie, să zici că umblă ferăstrăul. Iar hangiul, care îi cunoaște de mult, a pregătit pentru deseară o ciorbă cu ardei grozavă, niște pui de pus la frigare, apel pișiți, o salată de țări bătăioasă, a pus clondirele la gheață și a trimis pe în sat, să caute pe Dima Lăutarul. Știe el că domnul Pitache și domnul Năiță nu se întorc curând acasă. Sunt călători și călătorului îi șade bine cu drumul. Sfârșit!